Vineri, în data de 19 iulie, între orele 8-12, vor avea loc lucrări la stația de tratare a apei din Hitiaș. Pe durata lucrărilor, apa se va opri în Hitiaș, Racovița, Ficătar și Drăgoiești. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, cetățenilor le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, cetățenii sunt rugați să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul zilnic pe perioada anunțată.